Examenul de BAC s-a dovedit a fi o misiune imposibilă pentru unii liceeni din raionul Ocnița. Potrivit șefului Direcției Învățământ Ivan Zaharco, din cele 5 licee din raion, în acest an s-au înscris 145 de candidați. Doar 57 de elevi din cei 133 prezenți la sesiunea din acest an au susținut BAC-ul. Deci, din cei 145 de candidați care au fost înscriși la sesiunea de examene, s-au prezentat 133, dintre care 115 sunt absolvenți anului 2016 și 18 sunt absolvenții promoțiilor anterioare 2014 și 2015. Au promovat examenul de bacalaureat 57 de candidați din 133 ce s-au prezentat la examenul de bacalaureat. Din ei, cu nota de 10, nu avem cu părere de rău niciunul. De la nota media examenilor, de la 9 până la 9,99 ne bucură faptul că avem 2 elevi. De la 8 la 8,99 avem, până la 8,99 avem 6 elevi. De la 7 la 7,99 avem 16 elevi. De la 6 la 6,99 22 de elevi. Și de la 5 la 5,99 11 elevi. Respectiv procentul calității, cu părere de rău, dar este 3,5% și procentul promovării este de 42,85%. Au fost respinși în acest an 76 de candidați, dintre care, m-am repetat mai anterior, 3 au fost eliminați pe cauză de frauda examenului de bacalaureat. Pentru unii candidați, BAC-ul este ceva real de susținut, căci sunt de părerea că orice este în puterea elevului. Mă numesc Vuica Cristina, am absolvit liceul teoretic Mihail Sadoveanu, profilul real. Inițial consideram că BAC-ul este ceva foarte greu și practic imposibil, dar odată ce am pus asta nu doar ca o dorință, dar cu un adevărat scop, am tins să fac totul pentru ca să susțin BAC-ul cu rezultate bune. Am ținut examenul la limba și literatura română cu nota 9, la limba engleză cu nota 8, dar nu mai ajunge doar un punct pentru nota 9 și cred că o să dau la contestație. Am ținut matematica cu nota 9 și chimia cu nota 10. Cred că doar atunci când înveți și tinzi să obții rezultate bune, atunci poți face orice, căci orice este în putințele noastre. Deci, în drum toți elevii să învețe, căci BAC-ul este ceva real de susținut și vă doresc baftă. На самом деле, бакалаврата не так сложно, как все говорят. И я сдала все экзамены, я очень счастлива. Правда, очень переживала, ночью не спала, но сдала, и я очень счастлива и иду радовать своих родителей, бабушек, дедушек. Conform totalurilor, tinerii din raion au încasat cele mai multe note negative la matematică, iar cele mai bune la istorie și limba română. Limba și literatura română naționale au susținut peste 90%, ce ne bucură faptul. Limba și literatura rusă 86%, limba franceză 85%, limba engleză 71%, matematica 31% întreg 6, numai biologie 80%, fizica 66%, chimie 76%, 85% geografie și e foarte bucurător faptul că istoria au susținut 100% din elevi care au scris-o. Asta nu mi-a fost disciplina la solicitare. La profil real, dacă vorbim la profil umanist, atunci limba și literatura română 82% au susținut, limba și literatura rusă 73%, istoria 87%, matematica din elevii profilul umanist, tot din bucur faptul, că au susținut 100%, chimie 87% și biologie, respectiv, tot 100%. Și pentru unii elevi, matematica s-a dovedit a fi o necunoscută, chiar dacă inițial considerau altfel. Sunt la profil real, deci cred că cu siguranță cel mai dificil a fost matematica. Asta putem să observăm chiar și după rezultate, pentru că mai mult de 50% din raion nu au susținut. Chiar la mine este cea mai scăzută notă la matematică din toate, dar sunt fericit că le-am dat. Mai mult eram, adică mă gândeam că mai dificil o să fie disciplina la solicitare pentru că mi-am luat istoria, însă nu a fost așa, a fost ușor, a fost pentru puterile mele. De ce le solicit la toți elevii să-și aleagă istoria la profil real, pentru că este ușor, dar matematica trebuie numai decât învățat și înțeleasă pentru că e dificil.
Însă nu pentru toți, matematica a fost cea mai grea. Наверное, география самый тяжелый был предмет, потому что там были очень сложные вопросы, а так все предметы такие терпимые, нормально. Și unii profesori sunt de părerea că bacul este greu de susținut, mai ales că, potrivit lor, pretestările sunt mai ușoare decât testul la bac, ceea ce provoacă elevilor un stres major, ca mai apoi să aibă nevoie de ajutor pentru a diminua emoțiile. Cred că lucrătorii de la Ministerul Educației trebuie să-și revadă cerințele testelor la bacalaureat, fiindcă pretestările, tezele sunt mai ușoare decât bacalaureat. Așa este și limba română, și limba engleză. Și iarăși mă refer la matematică. Pe parcursul a 5 ani de zile, matematica face stresuri enorme. Pentru 3 elevi, cei mai ingenioși candidați care au încercat a promova misiunea imposibilă de susținere a bacului, a fost o zi cu ghinion. Roada muncilor a fost răsplătită prin eliminarea din cadrul sesiunii de bac. Doi dintre acești candidați au fost depistați că folosesc telefoane mobile și alte tehnologii chiar în timpul examenelor. Iar alt candidat înscris, însă nefiind prezent, a fost eliminat din cursa de promovare a bacului din motivul că în locul lui altcineva susținea examenul. În baza ședinței Comisiei Republicane Agenției de Curriculum și Evaluare s-a luat o decizie de a-l elimina din sesiune de examen pe acest elev și el are oportunitatea de a susține examen numai la anul viitor. Candidații care nu s-au prezentat la examene motivat, precum și cei care au obținut note insuficiente la examenele de sesiunea de bază, au posibilitatea să susțină probele în sesiunea suplimentară. Pentru elevii care nu au promovat examenul din prima sesiune, va fi organizată sesiune repetată, care se va desfășura la centrul regional, care se va afla în orașul Iedineț. Potrivit șefului Direcției Învățământ Ivan Zaharco, procentul calității în raionul Ocnița este de doar 3 între 5. Procentul promovării constituie 42 între 85. Au fost respinși 76 de candidați, dintre care 3 eliminați din cursa de susținere a bacului. Pe Republică, la sesiunea curentă au fost admiși 21.524 candidați, dintre care 16.282 sunt absolvenți ai claselor a 12-a, iar 5.242 sunt restanțieri din sesiunile anterioare. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Ministerul Educației, 46% dintre candidații înscriși au picat examenul. În total, de la BAC au fost eliminați 51 de candidați, față de 59 de candidați eliminați anul trecut.